Bun găsit la o nouă călătorie în trecut. În acest episod al podcastului nostru vom discuta despre fotbal. Iată, ieșim un pic din zona de istorie politică, să spunem, istoria clasică, și vorbim despre fotbal, pentru că anul acesta s-a împlinit o cifră rotundă, centenarul unei echipe de fotbal importante din România. Este vorba despre Rapid București. Sigur că da, nu puteam, chiar dacă suntem o, un podcast, o emisiune de istorie, nu puteam să trecem cu vedere. Acest eveniment pe care nu îl întâlnim foarte des la echipele noastre importante, care sunt înființate undeva până la jumătatea secolului al XX-lea. De aceea l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Marius Mitran. Bună seara, domnule Mitran, Bună vă mulțumesc. Bună directorul sănă, de comunicare al Ligii Naționale Profesioniste de Fotbal și un cunoscut suporter al Rapidului și al Universității Craiova. Și al lui Atletico de Madrid. Și al lui Atletico de Madrid. Domnule Mitran, până să discutăm despre istoria Rapidului, vreau să vă întreb de ce țineți cu Rapidul și cu Universitatea Craiova două echipe importante, într-adevăr, din istoria fotbalului românesc, dar dumneavoastră sunteți născut în Jotul Vaslui, deci în Moldova. Sunt născut la Burlad. La Bârlad. E un oraș important. <laughs> e orașul care a dat literaturii române celebra piesă a lui Victorion Popa Anche și Cadr. a dat Cireșarii lui Constantin Chiriță care era tot un bărlădean l-a dat pe Alexandru Ioan Cuza dacă tot ai amintit de, de istorie, istorie. Uh, și vorba lui Mark Twain, n-am de ce să fiu modest, m-a dat și pe mine. Uh, sigur, dincolo de glumă, e un oraș frumos, n-am mai fost de foarte mulți ani acolo, e o întâmplare că m-am născut acolo, spuneam uh, uh, și le spun prietenilor o, un fapt de viață foarte interesant, în sensul în care părinții mei, sora mea, soția mea, băiatul meu, socrii mei, toți sunt născuți în Craiova sau pe lângă Craiova, eu sunt născut la Burlat. Pentru că acolo au fost repartițiile alor mei. Deci că mi-a primit după ce a terminat Politehnica din Timișoara o repartiție în Moldova și așa se face că eu sunt născut acolo, dar am prieten foarte bun care sunt născuți la New York. Pentru că la fel aveau părinții în diferite funcții pe acolo și am un prieten bun, Bogdan Vlad, pe care îl salut, care se mândrește că îi scrie pe buletin locul nașterii în New York, a stat fix 14 zile în America, primele 14 din viața lui, după care n-a mai fost niciodată. Acolo eu măcar am avantajul că la Brlad am mai fost. De ce rapid, de ce Craiova? Craiova pentru că, ți-am spus, e originea care e dincolo de locul nașterii. nașterii. Uh, și uh, ambele echipe, iar rapid pentru că am, sunt bucureștean, practic uh, am plecat la 4 ani sau 5 ani din Bârlat uh, Am făcut școala în uh, Dorobanți, școala generală 15, undeva vis-a-vis -vis de liceul Caragiale E o poștă acum, mă rog, o firmă de telecomunicații și în spate e o, o școală Apoi am făcut Liceul Lazar, și aici ne apropiem de Rapid, pentru că Liceul Lazar fusese făcut cu ani buni înaintea mea de poate cel mai reprezentativ suporter al Rapidului din toate timpurile. E vorba de marele actor Florian Pitiș, care a fost și președintele Senatului Clubului Aristocratic Rapid, care mi-a făcut și mie onoarea de a mă primi în rândurile. Sale acestui club minunat. Din păcate, Florian Pitiș s-a stins de ceva vreme, dar spiritul lui a rămas în acel club aristocratic și spiritul lui și spiritul acelui club și spiritul lumii Giuleștinei vine de la o mare echipă care acum câteva luni și-a sărbătorit centenarul, un lucru rar în fotbalul românesc. Eu ca implicat direct, nu doar ca ziarist, am 31 de ani de presă. Am, pot să, am orgoliu ăsta că înțeleg fenomenul global al fotbalului românesc și istoria pe care am și făcut-o timp de 14 ani la replay și nu numai. pe 1 Pe TVR1, pe postul național a. de televiziune, până în decembrie anul trecut a fost această emisiune care din cauze pe care le discutăm altă dată, s-a oprit. Poate se va relua într-o zi. Vorba lui Florian Piti că tot am amintit, sfârșitul nu, nu e aici. aici. De ce rapid? De ce Craiova e originea mea? De ce rapid? Pentru că bucureștean fiind, am regăsit spiritul de rebel, spiritul lui Florian Pitiș, spiritul lui Mitică Popescu, spiritul marilor artiști ai gazonului și ai scenei, de la Nichi Dumitriu, Baratchi Puionescu, mai în zilele noastre, pentru că tu ești foarte tânăr, spiritul promovat de pildă de uh, PANCO Italiano, de Daniel Pancu, de Șumudică, dacă vrei, de Daniel Nicolae, actualul președinte. Sau pe vremea mea, în anii în care eu m-am apropiat de rapid, de uh, Sanduneagu, de Bartales, de Râșniță și apoi de Guanță, uh, Țâră, uh, din celebra tripletă uh, țără Gheară și cu Guanță, jucător de performanță sau țără Guanță și cu Gheară, cel mai bun atac din țară, uh, rapidiști întotdeauna au avut uh, cuvintele la ei un spirit senzațional în Giulești, așa cum și la Craiova, e un spirit de frondă. Foarte interesant e că ambele echipe, Craiova a făcut în septembrie 75 de ani, pe 5 septembrie, rapid în iunie pe 25 a făcut 100 de ani de existență. Ambele echipe s-au definit ca două echipe rebele, ca două echipe de frondă împotriva marilor puteri. Avantajul Rapidului este că a fost împotriva forțelor extraordinare din perioada interbelică, Ripensia, Timișoara și Venus București, care împărțeau practic puterea în fotbalul interbelic, Chinezul Timișoara și apoi marea echipă a Ripensiei cu Ciolac, Schwarz, Beche, Dobai, o echipă formidabilă. Rapidul a, a spart acea putere duală, dar s-a regăsit în mijlocul unei puteri și mai dure și mai uh, și mai acute după război, când s-au înființat Steaua și Dinamo, două echipe cu astăzi cu o puternică tradiție, cu o masă foarte mare de suporteri, cu suporteri mai mulți decât Rapid. rapid. Dar uh, care în fața cărora, mai corect spus, în fața cărora Rapid n-a cedat niciodată. Rapid are un palmares inferior uh, echipelor despre care am vorbit până acum, are doar trei titluri, în 67, în uh, 99 și 2003, dar uh, mai e o discuție și mi-ar plăcea dacă vrei să discutăm un pic despre istorie. Rapid a mai luat două titluri în perioada războiului. În campionatul 1941-1942, un titlu încheiat, jucat de la prima până la ultima fază a lui, care n-a fost recunoscut de Federația Română de Fotbal de atunci și nici ulterior. La fel, în 1943-44, rapid de campioană, cu două etape înainte de final, însă nu este acordat nici acel titlu, pentru că, evident, războiul a venit în, dincolo de granițele noastre, a pătruns în în granițele României de atunci și campionatul s-a întrerupt cu două etape înainte de final. Rapidul era cu patru puncte lider, 4 puncte avans față de locul 2. Era puțin probabil să piardă ambele ultime două meciuri ca echipa de pe locul 2 care avea un golaveraj inferior să le câștige pe amândouă și să piardă acel titlu. De fapt, oia practic mai are acele două titluri și sunt demersuri în acest sens Făcute și de uh, conducerea rapidului de a recupera în, pentru Palmares și pentru istoria corectă a fotbalului românesc și acele titluri de război. Da, eu am găsit în uh, statistica oficială să spunem, până în 41 sunt acordate titlurile, uh, că atunci când rapidul uh, din 32 până în 41, are vreo 3 locuri 2. Și da. șase cupe consecutive. Și șase cupe consecutive, șapte, mai un în 35. Exact. Foarte ciudat este că în sezonul 41-42 Rapidului se acordă Cupa României, joacă și câștigă 7 la 1 în finală cu Universitatea Cluj-Sibiu. E o poveste iarăși frumoasă de ce se numea Universitatea Cluj-Sibiu, pentru că în urma dictatului de la Viena din 1940 se pierde Ardealul de Nord, iar frumoasa echipă a Universității Cluj refuză să joace în campionatul Ungariei, se refugiază la Sibiu și toată echipa rămâne să joace în campionatul și în Cupa în României. Foarte ciudat că acea Cupă 41-42 e recunoscută rapidului, dar nu și campionatul din exact aceeași. Perioadă. Dar spuneați, apropo de bă, competiții și de istorie, spuneați în emisiunea bă, Replay pe care a făcut-o la TVR1 că ziceați, Cupa României era mai importantă decât campionatul. Da. De ce? Pentru că în Anglia, într-adevăr, este cea mai veche competiție și chiar la nivel mondial, dacă nu mă înșel, dar în România ea a apărut mult mai târziu decât Divizia A, adică decât, de fapt, decât campionatul național, că Divizia A aportă în 30 și 2, campionatul național a aportă în 21-22 sau 22-23. 21-22 Deci, tradiția, practic, în România ar fi campionatul și nu Cupa. Nu. Cupa a cu divizia B. E adevărat. Noi am preluat, așa cum am preluat după Revoluția de la 1848, formele occidentale, în primul rând pe relația noastră specială cu Franța, care e nașa noastră din multe puncte de vedere. Ea ne sprijină și în realizarea unirii principatelor. Ea este practic factorul determinant în aducerea lui Cuza, în recunoașterea domniei lui în ambele și -a lui, Carol I. și a lui Carol I, apoi care este de fapt un nepot pe linie maternă de a lui Napoleon al, al III numai că la fotbal lucrurile se schimbă, noi preluăm și suntem o țară într-un, conjurată de un univers slav o țară ortodoxă, dar întotdeauna am păstrat filiera aceasta latină și avem practic și astăzi formele de exprimare cultural-politică franceze în special. E, la fotbal n-a fost așa. La fotbal am preluat, sigur, ideea de campionat, ideea de cupă. De ce cupa era mai importantă? Pentru că era mult mai aproape de spiritul britanic. Și astăzi Uh, și vă spun pentru că am fost de foarte multe ori uh, acolo în Anglia și am fost la meciuri atât din Champions League, din Premier League. Și astăzi echipele care au un palmares Cupa Angliei uh, se mândresc mai mult cu acel trofeu decât cu titlurile. Sigur că acum marketingul Faptul că Premier League e o, e o competiție care acum a semnat pentru 8 miliarde drepturi de drepturi de televizare și așa mai departe, faptul că a coagulat atâtea valori, uh, face ca un titlu în Premier League să fie mai important grație dificultății uh, în obținerea lui, grație marketingului, publicității, nu din Singapore, în Australia și până în, în Pirinei, toată lumea se uită la, la o meci din Premier League. Noi atunci am, am preluat ideea de campionat, l-am organizat așa cum l-am organizat, din 32 pe serii. Dar Cupa a venit un pic mai târziu, ideea asta, până ne-am dezmeticit ce e fotbalul, până am înțeles exact ce e, până a devenit fotbalul foarte popular, pentru că nu era. La început, nu vorbesc de în perioada preistorică cu Mario Gebauer care a venit cu mingea în vacanță de la facultate și uh, s-au uitat oamenii ciudat ce se poate face cu acel balon umplu cu aer uh, dar și după primul război mondial pentru că până atunci până la primul război erau 4-5 echipe, Colentina, United Ploiești, Românul Americană Colțea, care uh, nu aveau jucători români, echipele din București erau formate din funcționari de la, străini. străini. de la bănci, de la. ca și astăzi, de la corporații Frații. și așa mai departe. Expați. Expați, da, da, iar cei din ploiești erau majoritatea englezi, americani, care lucrau la, la sonde, La sonde, da. La, la rafinării. După primul război mondial, lucrurile se schimbă și, din ce în ce mai mult, se află povestea fotbalului. Ce înseamnă? Crește în popularitate. E pe acest fond, în 1923, se naște e, ideea de rapid. Echipa Rapid, care e o echipă de fotbal, atenție, spre deosebire de alte cluburi, de pildă Universitatea Craiova, care se naște ca un club sportiv universitar, cu mai multe secții, la fel și Steaua, clubul central al armatei, care inițial se numește Asociația Sportivă Armatei, asta e prima denumire a Stelei, ASEA, cu mai multe secții sportiveni, rapidul se naște ca o secție de fotbal. De pildă, orgoliu, l-am întâlnit asta în tribunele Giuleștiului la Centenar. Cei de la fotbal, sigur că sunt frații lor, cei de la clubul sportiv, dar au avut orgoliu câțiva să-mi spună, totuși noi sărbătorim 100 de ani, celelalte secții sunt un pic mai tinere. Da? ca un club de fotbal. Ei, Bine, și ei, au fost Asociația Sportivă și Culturală CFR. Culturală, da, Cultural. dar nu a, nu altfel, nu alt sport, da, da? culturală, da, așa a fost în, cu Copaci, și cu Grigoriu și cu toată lumea. Uh, Rapidul a avut o traiectorie foarte interesantă încă de la început. De ce, de ce 11 rog. iunie? De ce 11 iunie atunci și fost... nu 25? De ce 25 deci și, iunie și nu 11 iunie? Păi, ca în cazul căsătoriei mele. Uh, vă spun că uh, m-am căsătorit foarte tânăr, și uh, evident că nu putem uita momentul ăsta și am făcut imediat legătura. Uh, atunci am depus actele. Eu am depus actele pe 16 mai. 1991 când m-am căsătorit, dar cununia a fost pe 25 mai și cununia noastră, nu în familie, 25 exact același lucru se întâmplă la rapid. Atunci s-au făcut actele, atunci au ieșit actele, atunci a fost uh, actul propriu zis gata de înființare, pe 25, dar demersul, plecarea către înființare s-a făcut pe 11 iunie. După aceea a mai fost un lucru, imediat după război era greu să mai ceri așa cum nu s-au făcut demersuri pentru recunoașterea titlurilor de război ținând cont de istorie și de felul în care România era guvernată atunci și nu s-a apăsat foarte tare pe rana asta a recuperării titlurilor pierdute pentru că eram într-un anumit regim pe care regimul comunist îl ținea, îl trecea nu se vorbea. În școala mea generală nu prea se insista în istorie asupra amănuntelor din anii premergători venirii comuniștilor la putere. Da, era un regim dictatorial și atât. După război, după venirea comuniștilor, 11 iunie a devenit o altă dată. Naționalizări. Naționalizări. Era greu să vrei, și nici cei de la Rapid n-au mai dorit să să tragă către acea dată nu era niciun câștig, ce mi-era 11 ce mi-era 25 și atunci a rămas 11 iunie o zi sărbată de comuniști era și bulevard, nu știu dacă mai avem în București. Da, 11 iunie, 11 iunie. iunie 48 acum, ce proclamație de la Islas. De la Islas l-am întors frumos, da, pe vremea copilăriei mele era da, 1948 încă o dilemă pe care aș vrea să o lămurim sunt culorile. Am găsit în istoria rapidului că inițial s-a jucat în violet. Și nu în Vișiniu, pentru că se spune că mai exista din 22, mai sta o echipă, locomotiva, care avea Vișiniu. Alții spun că acest Vișiniu ar fi de la Rapid Viena, care după anșlusul făcut de Hitler, nu mai putut să mai aibă acest Vișiniu care se mânnea cu roșu comunist și au trecut la verde cu alb. Și atunci Constantin Bauer Așa. a venit cu un vagon întreg cu echipamente, i-a dat rapidului și atunci, de asta, ei au venit în Vișiniu. Alții spun că s-ar fi făcut din fețele de mese și din uh, materialul, s-a confecționat din fețele de mese și din draperiile de la vagoanele CFR-ului care erau restaurate. Uh, care este adevărul? Ultima variantă. Aceasta este cea adevărată. Nu aveau cum cei uh, de la atelierele Grivița de acolo să aibă legături și uh, atât de pregnante cu Rapid Viena. Ce de acolo ar veni și numele de Rapid, uh, tot de la Rapid Viena. Nu, era nu. trenul care era cunoscut. Acceleratul, rapidul, personalul și așa mai departe. Evident că a fost ales trenul cel mai puternic, cel mai valoros, ca să nu mă repet, să nu zic cel mai rapid. Uh, nu, uh, n-au avut violet. Uh, discuția nu face rău nimănui. E bine să se creadă asta, ți-am zis, după 30 și... Uh, Unul de ani de presă am trecut și prin uh, celebrul moto al presei uh, nord-americane: Nu lăsa adevărul să strice un subiect foarte bun. Așa că uh, eu oricând mm -hmm. merg și pe ideea asta că violetul a fost istoric, însă varianta pe care ai numit-o ultima este cea adevărată. Evident că de aceea s-a ales, pentru că era chiar culoarea predominantă a căilor ferate, ferate. da? și atunci nu e adevărată nici cealaltă că s au pus pe sârmă și s-au murdărit și atunci a zis hai să nu mai facem albe și violet să le facem vișini că ține mai mult la tăvăleală cum am zice astăzi da. nu, era culoarea mișcării da. CFR dacă dar acum culoarea este al vișinie al vișiniu, da. da. Al vișiniu e vișiniu pentru că albul în ciuda faptului că am venit cu jumate din am venit cu culoarea care e prezentă și la Universitatea Craiova și la rapid albul uh, un alb care le definește pe amândouă din multe puncte de vedere dar vișinii sunt ei numiți da așa cum uh, Real Madrid de pildă al cărei uh, nume uh, este trigat al echipei madrilene mereu de galeria Giuleșteană, hai rapidu, hai realu, are acel vișiniu, dar sunt numiți și albi. los blancos, sunt în, în Spania, uh -huh. li se spune albi. De, ei erau și cumva bă, regaliști, adică Sunt și acum, da. deși uh, actualul rege Felipe e fan Atletico de Madrid, ai căsu Carlos, Juan Carlos a fost fan Real, ca și Franco, dictatorul generalisimul care a scos Spania cu bine, până la urmă, din război, uh, dar uh, ei sunt Los Blancos și au această mândrie că se echipa Casei Regale. Da, de acolo și albu exact, de acolo și albul, și, și numele real, care asta înseamnă, da? Royal, de fapt. Royal. Bun, după înființare au fost uh, niște ani grei, adică după anii 23 s-a jucat, au jucat în ligile inferioare, adică în liga uh, județ, județeană, spunem, a Bucureștiului, după care înțeleg că în 25 chiar uh, au fost uh, dați afară pentru că nu se prestau la meciuri și nu, adu nu adunau 11 jucători. Nu aveau bani, mai -aveau simplu, nu aveau, bani. -aveau da. bani. Au fost o echipă săracă. La, în perioada respectivă. După aceea au promovat în categoria promoție, în categoria onoare. Deci au luat-o de jos. De jos, de jos și au ajuns cumva pe la începutul anilor 30, au intrat în divizia odată cu înființarea diviziei, nu? Exact. Practic putem să spunem că ei până în 51, când a fost prima retrogradare, nu au retrogradat. Ei s-au înființat odată cu divizia, e corect? E corect. E corect. E foarte corect. Și din acest moment începe ascensiunea lor până în 35, când iau prima cupă. Da. Iau prima cupă, iar din 37 până în 42 iau consecutiv șase 6, 6. 6. 6 alte cupe. Acum este perioada, să spunem, bună din, din, din epoca interbelică a Rapidului. Acum se luptă cu Venus, care era cum ar veni a a puterii, a puterii, da. Era patronată de generalul Gavril Marinescu, a poliției, care da. era șeful poliției, mai mult decât atât, ca și cum n-ar fost destul că era șeful poliției, era și omul cel mai de încredere al Majestății Sale Carol al Doilea Era șeful camarilei regale, era omul cu care Carol al Doilea pleca noaptea în diferite incursiuni și în care avea cea mai mare încredere, era sfătuitorul lui, mâna lui forte. Gavrila Marinescu are fost un erou al primului război mondial, luptase în celebrele bătălii din Moldova, Mărăș, Mărășești, Oituz, nu știu, nu rețin acum la care dintre ele aș fi fost rănit, uh, un om de arme cu adevărat și care a avut în 1930, când Carol al II-lea se întoarce în țară, în iunie, îl așteaptă la gara Bădesc. Băneasa și îi oferă practic mâna forte și atunci sigur că și regele odată reîntors pe tron are grijă de el. E, acest Gavrila Marinescu e un mare fan al fotbalului, este nebunit după Venus și mai mult decât atât e nebunit după Cupa României. Dovadă ce spuneam mai devreme că era mai importantă decât pentru că Venusia titluri destule. Dar nu avea Cupa României pe care Gavril Marinescu și-o dorește. Și uh, Rapidul o tot oprește. În, practic, în această... cu apariția lui Venus, se termină cu hegemonia Ardealului. Ardealului, da. Ce deci singura. Chinezuri pensia, Chinezuri da. și, deci, practic, este singura echipă, nu în perioada interbelică, care ia titlul din uh, regat, din vechiul regat. Da. Regate. da, da. Uh, și îl mai am, în 30 Juventus București, actualul Petrolul ploiești Și aici e o istorie întreagă. Juventus București, care, evident, nu are nicio legătură. Asta vrea să de la Juventus Torino? Numele este luat de acolo? Numele este luat de acolo, dar nu avea evident nicio legătură cu Ploieștiul și cu petrolul Ploiești. Numai că până la urmă istoria, care este cea mai surprinzătoare, eu știu, să-i spunem, activitatea omului, până la urmă, că tot ce facem intră, creează istorie, poate și noi aici, totul e să nu o recreem. Uh, face ca acest Juventus, care e campioană în 1930, cu jucători mari la rândul uh, ei. De, de Juventus dă un mare jucător, o extremă dreaptă, Mihai Flamaropol, care e în același timp și în echipa națională de hockey, din de hockey. aceea patinoarul nostru. Care nu e funcțional? Care nu. Din păcate, de mulți ani, da. De mulți ani, numai, se numea Mihai Flamaropol, dar el este un fotbalist la Juventus. Ei, hey, ia titlul în 30, este desfințată, dusă, pentru că m, Partidul Comunist nu a desfințat imediat echipele de m, valoare, de tradiție, Venus, Ripensia, ci le-a lăsat să moară, pentru că ele fiind echipe particulare, Numai dispărând bani. clasa care le patrona, burghezia, clasa cu capital, da? n-au mai avut cum să se susțină financiar, au retrogradat, Ripensia ajunge prin liga a doua, a treia, apoi și nu mai există bani pentru ea, se naște o frumoasă echipă An mai târziu, Politehnica la Timișoara. A fost F CFR înainte care s-a luptat CFR, cu CFR, exact. Sunt niște meciuri. Importante. Da. Dar foarte ciudat, ca să mai facem o paranteză, că Timișoara de astăzi, de decenii, chiar nu are o mare simpatie, s-a recreat în ultimii ani ripensia, dar fanii tot pe Poli o vor. Poli care nu are niciun titlu. Are o singură cupă în 1980, n are okay. absolut nicio altă performanță internă, dar toată suflarea timișoreană este viola, okay. este cu poli timișoara, deși marii ei jucători sunt cei ce ripensii. Okay. Anii 40 au însemnat și anul 40 a însemnat acea finală de cupă, nu cu Venus, rejucată de patru ori. Exact. Din cauza faptului că se terminau la egalitate meciurile și era pe sistemul britanic, tot vorbeam. Totul se luase de acolo, da. În care se rejucau meciurile, nu era acum pe 11 metri prelungiri și apoi 11 metri... Dar multă vreme n-a mai fost în timpurile noastre. De pildă, finala uh, Ligii Campionilor din 74, pentru că ți-am spus că sunt fan atletii, uh, dintre Bayern München și Atletico de Madrid se termină 1 la 1 și se rejoacă. Da. Deci în 74, în epoca casetofoanelor, ca să spun așa. Da. Bine, acum, această uh... Principiul de a ajunge până la locul de departajare este luat din cauza calendarului foarte aglomerat. Și e, e bine că e luat, dar așa bea. cum e bine că sunt cinci schimbări, pentru că e, sunt hăituiți fotbaliștii din ziua de azi, jucându-se din dintre, mai ales echipele mari care stau îngrenate și în cupă și în campionat și în cupele europene, n-au cum să susțină. E bine că se poate schimba jumătate de echipă. E bine că se opresc totuși meciurile și nu mai sunt rejucări, deși în Cupa Angliei. Și în Cupa Ligii avem în continuare rejucări. Culmea cool, în campionatul cu cele mai multe cu meciuri? Cele mai multe meciuri, cel mai aglomerat, mm -hmm. cel mai solicitant, iată puterea mm -hmm. tradiției britanice, care nu permite altfel decât mm -hmm. o rejucare. Dar rejucările au și ele povestea lor. Uh, ne -o rejoci pe terenul adversarului. Mm -hmm tău de azi, joci la tine, dacă n-ai bătut, rejucarea este o joci în deplasare. Da, să un, cumva echitabil. Un pic de echitate. Un fel da. de tur retur, așa? Exact, da. Bun, anii 40, anii 40, anii 40, ce au însemnat pentru Rapid? Pentru că vedem, ei erau destul de boemi ca și asta puteți spune bine, păstând proporțiile pentru că e o altă societate, dar erau destul de, de boieni, poate și de aceea nu câștigau campionatul, pentru că nu am găsit uh, cumva în, în campionat, uh, nu am găsit prea multe șicane sau meciuri pe care să le piardă din cauza lui Venus uh, și a conducerilor. Am văzut un meci, um, am citit uh, despre un meci uh, în 41, parcă când au fost arestați Înainte de o pace mai bun patru oameni lor. Dostește Chirilă da. în glasul roților de tren, e un pic romanțată situația, dar așa era. Era puterea lui Gavril Marinescu totală. Dar ce au câștigat, tocmai pentru a fi mai povestea frumoasă, au câștigat câștigat rapidulețul, în ciuda uh, acestor șicane, dar în rest nu par a fi niște. Uh, adică, tu vrei să spui, domnii și-au făcut un titlu de glorie din echipa. Uh, șicanat chinuit așa dar de fapt realitatea istorică e alta. Nu, nu am văzut, adică în, acest, în afară de acest păi episod nu, în 40 unde s Pe bune că trebuia să se Era o echipă puternică. Era o echipă puternică. Puternică, bogată. Și aveau bani. Înțeleg că aveau bani din cotizația ciferiștilor. Nu, numai, da, care Apo... erau mulți. Care erau mulți care erau și apoi un... era gros. Era 1%, am citit din corect, e corect ce spui. Dar era o armată, CFR-ul atunci... A doua armată țări, a țării, cum se spunea, armata. în timpul războiului. Nu întâmplător, Carol al doilea decide în 36 și finalizează în 39, decide să... pentru că Rapidul nu avea stadion. Rapidul juca, cum juca în tinerețea mea, sportul studențesc, pe unde apuca, ba în Ghencea, ba pe Republici. Uh, și uh, Rapidul mergea cu cortul, ca să spun așa, închiria pe romcomit, pe uh, baze, la colț a fost, unde putea juca, uh, juca în regie, cu, pe terenul sportului studențesc, sigur nu cel făcut în anii 80 de comuniști, alt teren era acolo. În fine, ideea este că, uh, tocmai grație popularității extraordinare care creștea exponențial, Carol al doilea decide să facă, evident și unde, fiind echipa legată atât de mult de CFR și de mișcarea feroviară, face lângă gară acest stadion, acolo era fieful lor, acolo atelierele Grivița, unde se înființaseră în, în, într-o perioadă în care fotbalul, cred că era vorba lui Moromet, ultima noastră preocupare mentală. Nu? Așa îi zice lui Cocoșilă, da. Parcă. da? Care va să zică Cocoșilă, preocuparea ta mentală e agricultura. E, devine bogată, devine o echipă cu un stadion propriu, extrem de populară, Carol al doilea simte nevoia de a se lipi pentru că avea nevoie de voturi, el în 38 își face Partidul Național Român, Partid Unic, unic dictatura, da? carlistă. Dictatira, dictatura, Carlistă și atunci el are nevoie și evident că se sizează unde era masa, unde, care era cea mai iubită și de aia și face iar când se lansează apropo de armata ceferistă, se lansează se face o ceferiadă pe, odată cu nu lansarea, odată cu ridicarea și inaugurarea, inaugurarea, inaugurarea stadionului. A fost în 39 parcă, în 39. dar era terminat în 38 stadionul. Da. În 36 a avut ideea construcției și în 39 odată cu ceferie, unde vin echipe din străinătate, e un spectacol grandios, cum noi am dat la replay imagini de la, sunt puține, sunt nu știu dacă sunt mai multe de două minute de imagini, dar imaginile sunt colosale cu, cu, cu ce mișcare populară creează Carol al Doilea pentru echipa Rapid și pentru, putem spune, cea mai populară echipa Bucureștiului. De unde venea popularitatea Rapidului din moment ce care nu câștiga titlul? Adică steaua, înțelegem, bun, după anii 70 -80, De la jucători. De la jucători. De la jucători. A, au adus, au avut inspirația să aducă niște jucători fabuloși. Eu am lucrat câțiva ani în redacție cu Nevanea Chirilă, care mi-a fost șef la Gazeta Sporturilor. Apoi am lucrat împreună și la Prosport. 2 ani la Prosport. Și îmi spunea Nevanea, văzând meciuri din perioada respectivă, văzându-i pe jucătorii de atunci, spunea jucători mai artiști decât Ionica Bogdan sau Giuffi Baratchi, n-a avut niciodată România. În special Baratchi, care uh, capta, efectiv, era, nu știu cum să spun, uh, nu știu dacă, cred că Dobrin sau Balac, Hagi, cred că n-a avut și jucând și uh, foarte mult timp în străinătate, n-a avut în țară uh, priza pe care a avut-o Baratchi la public. efectiv era un, un jucător uh, fabulos și atunci oamenii veneau și percepeau fotbalul ca un spectacol. Deci, practic, anii 30-40 rapidului este cam jucau, să spunem, cum juca Steaua în anii 80? Cea mai spectaculoasă, cea mai tehnică echipă? Da, da. cea mai spectaculoasă, cu siguranță. Oricum, Baratchi, citeam, citeam un interviu dat de el în 37, în care spunea că a fost plecat el fiind de origine maghiară. maghiară da. A jucat în câțiva ani la Budapesta. Da. Dar iată că în acest interviu din 37, când rapidul teoretic, avea bani în acel moment, nu mai era atât de. Avea mulți avea mulți spunea că nu era mulțumit de cum este plătit și de când este plătit, spunea că sunt întârzieri, ceea ce vedem și astăzi în România, deci o meteacnă istorică. Nu este plătit și că s-a întors în țară din cauza familiei, pentru că era dor de familie și vrea să stea, dar nu se compara salariul și cum îl primea, frecvența care îl primea, cu ceea ce se întâmpla și era organizarea ungurilor. Mm. Așa asta e adevărul. El vine pentru bani. El e un profesionist, vine pentru bani. Jucase la MTK Budapesta. El e maghiar, din Oradea, născut la Oradea. Joacă mai mult decât atât, joacă și pentru naționala Ungariei. Ungariei, da. Da, și apoi sigur merge la Campionatul Mondial cu naționala României. Uh, și și marchează la Mondialul din 38 pentru România. Uh, rapid avea și în general România era o țară mult mai puternică financiar, mult mai puternică din toate punctele de vedere decât Ungaria în perioada interbelică e de ajuns să ne uităm pe hartă dincolo de... Dar ungurii plăteau mai bine un, cel puțin un, în interviu ungurii, un, ungurii da, ungurii aveau știi ce se întâmpla? Cred, n-am fost acolo din, din ce am vorbit, din ce am uh, Ungurii plăteau mai bine, dar România oferea mai mult. Nu știu cum să spun altfel. Aveai al statut aici. Ca vedetă la o mare echipă bucureșteană, la o mare echipă a României, aveai al statut. Ca și astăzi, de altfel. Un jucător de mare valoare, de mare talent în Ungaria nu are popularitatea pe care o are un jucător... România trăiește mai intens fenomenul fotbalistic decât îl trăiesc cu ungurii sau cehii fotbalul. Da, surprinzător putem spune pentru că Ungaria a avut în anii 50 o echipă se mult... Spune, pe... Se spune că cea mai bună din lume, din e... istoria, adică istorie. din toată istoria lumii se spune că cele mai bune echipe sunt Brazilia din 70 50. și Ungaria din 54. Adică cu mult peste generația de aura noastră... Și la performanțe și la calitate. Ei, Ungaria are da. două finale mondiale. Exact. Două finale mondiale, una în 38, că am amintit, mm. pe care o pierde în fața Franței, în fața mm. Italiei, în Franța, pardon, o pierde în fața Italiei, campioană mondială în titră, că Italia ia două titluri la rând cu Vittorio Pozzo, antrenor, și bate Ungaria cu 4-2 în finala de la Paris din 38, apoi pierde în 54 la Berna, Drama de la Berna, drama în care maghiari s-au sinucis, a fost o, o, o dramă uriașă. gândiți vă doar că pierde în fața Republicii Federale Germania pe care o bătuse cu 8 în... la 3 în grupe. În cu, grupe, cu exact, 10 o, zile. O pise în bătaie. Nu doar atât. Bătuse Anglia pe Wembley cu 6 la 3, adică e prima înfrângere a Angliei în fața unei echipe europene la ea acasă, și la ce scor. Iar acel 8 la 3 este dublat de următorul scenariu din finală. Uh, minutul 8, Ungaria are 2 la 0. Deci, gândește-te ce moral aveau Cibor, uh, Ferenc Pușcaș, uh, uh, Lorant, pe care îl, îl, îl știm din alt context. Uite, nu știu dacă știi că Lorant a fost campion al României, conducătorul nu. de joc al Ungariei, a fost campion uh, cu UTA, a jucat la Arad, Arad. cu, cu Peceovski. Mm -hmm. Uh, și marea echipă intră pe teren având avantajul moral și ca cum 10 zile dăduse 8-3 adversarului cu care se reîntâlnește în finală, 8-3 da? în orice vremuri am 3, 8-3 e un scor de Maidan și minutul 8 deja avea 2-0 și atunci părea că e spulberă dacă deja aveam 10-3 după un meci plus 8 minute, ce se putea întâmpla? Ei bine, școala germană se întâmplă că se face 2 la 3 și uh, Iată că Germanie. acea butadă atribuită lui Beckenbauer, adică echipei lui Beckenbauer, că nemții știi că e bătut când îi vezi în autocar, de fapt era cu vreo 20 de ani mai, devreme. Mai devreme, devreme. Gary da. a spus-o, a descoperit-o prea târziu, <laughs> da. uh, din păcate, pentru ei. Dar aceia sunt popularii în Ungaria, Pușcaș, de pildă, Ferenc Pușcaș, marea viitoare a stea a realului. realului. și a mai departe. În perioada interbelică, n-aveau uh, și eu cred că n-au nici acum. Sper să nu mă înșel, e doar o părere a mea. Uh, eu cred că noi știm să facem mai bine cultul personalității decât uh, popoarele din jurul nostru. În sensul bun, vreau să vă zic. La noi, Hagi e Hagi, Dobrin e Dobrin, Balac e Prințul, uh, Minunea e Baratchi și tot așa. Baratchi a fost primul superstar din fotbalul României sau Bodul a fost mai. Popular nu, repedeat. cred că puțin uh, mai înaintea lor, un pic, deși contemporan cu amândoi a fost Dobai, primul, mare superstar. Dobai uh, și marchează la mondialul din 34 la triest, cred că dobai e mai, mai vedetă mai, dovadă că de la dobai. Se reține cea mai puternică poveste nu de la Bodola și de la Baratchi. Deși Neavanea mi-a spus că nu exista jucători de valoare a lui Baratchi, Bodola era la fel, îl punea pe aceeași treaptă, niște artiști ai, ai balonului. Doba era genul de Haaland de astăzi, o forță a naturii, nu era un tehnic, era un rudimentar. Uh, însă el ne lasă singura poveste care traversează secolul și anume la un meci pe Splai Ripensia vine să joace cu Venus și Dobai uh, trage și omoară portarul. În varianta A omoară portarul nu s-a întâmplat evident așa ceva varianta B rupe plasa și mingea ajunge în Dâmbovița atât de puternic s-a doar, rup și plasa, a ieșit din stadion și a ajuns în Dâmbovița, au plecat oamenii să o caute și varianta a treia, care e și ea vehiculată, dar mai puțin, la meci ar fi venit cineva cu o maimuță în spatele porții, au omorât maimuța, n-au omorât portarul, dar asta, asta era Dobai, supranumit Calu, extremă stângă, poate cel mai cum să spun, jucătorul cu cele mai multe onoruri în epoca interbelică. Pentru că și Baratchi și Bodola, dar -al mai ales Baratchi uh, și baratki și Bodola erau maghiari, uh, au avut un recul de memorie, adică a fost un pic tăiată după război, uh, eu știu, deși și Dobai, dar Dobai, vezi, n-a fost așa. Uh, pentru că n-a jucat în echipa Ungariei ca ceilalți doi, a fost mai. Uh, mai promovat chiar și de puterea comunistă. Dar ei trei sunt cei trei mari interbelici. Dacă vorbim de, de Ungaria și de relațiile unor jucători cu, cu țara vecină, trebuie să spunem că Rapidul a, a, a avut și singura performanță notabilă europeană, a fost în finala Cupei Europei Centrale care din nu s mai jucat. 41, care nu s-a mai jucat, trebuia să joace cu chiar cu Ferenț Varoș. Și au fost discuții inclusiv în acest an de a se juca totuși, sigur, onorific acea finală, rapid cu Ferenc Maroș. Poate eu sper că într-o zi să se, să se, joace, pentru că e păcat să nu știm cine ar fi luat, chiar și cu strănepoții. Vorbim de acum de anii 60, este, 67 este anul primului titlu, dar înainte, în 61, câștigă cu Arieșul Turda, pierde. pierde, tur, pierde, pierde cupa cu Arieșul Turda, o echipă de divizia B, toată lumea asta aștea să câștige. Mai ales că Rapidul condusese chiar și cu 1-0 în timpul meciului. Iată că pierde în stilul Rapidului. După care avem, urmează trei locuri 2 consecutive. În 67 câștigă titluri, primul lor titlu cu petrolul. Iată să o rivalitate pe care o vom vedea în anii 70-80 în divizia B împreună cu progresul. Totuși, era o echipă, cum spuneam mai devreme, muncitorească, dar nu era favorizată de sistemul comunist. Păi, e foarte ușor de răspuns la această întrebare, mai ales că am trăit uh, anii 70, dar anii 70 semănau foarte bine cu anii 50, cu anii 60. Uh, era o chestie de nuanță și de nivel de trai, dar ideologia era aceeași. Vorbeam mai devreme că uh, regimul comunist lasă echipele să moară. Nu lasă Rapidul, care era și ea o echipă um, exponențială a um, perioadei interbelice, pentru că, așa cum spuneai, mișcarea CFR era um, mai ușor să o trai să o întorci la sindicate, la CFR, la muncitorime. Oamenii muncii, da. Oamenii muncii, numai că uh, comunismul uh, um, a fost o, o comedie peste tot și mai cu seamă la noi. Nu era regimul clasei muncitoare. Nici vorbă, pentru că altfel am fi avut rapidul cu 26 de titluri sau cu 40 de titluri astăzi, da? Nu, era un regim de dictatură, încă de la de când a venit Lenin și s-a urcat pe trăsura aia la San Petersburg sau pe ce s-a urcat, nu mai știu și trăgeau aia cu Salve, până în decembrie 89. Că suntem multe iarăși, în, în decembrie. Ideea este că acel regim comunist s-a sprijinit nu pe clasa muncitoare. În numele clasei muncitoare acționa, vorbea, dar mâncarea, privilegiile, lucrurile bune erau ale Ministerilor de Forță. De aia avem uh, marile performanțe venite în cea mai mare parte dinspre Steaua și Dinamo. Pentru că acolo erau banii, acolo erau privilegiile, acolo de grade, acolo ca sportiv tânăr te duceai pentru că aveau cu tot o altă viață. De aia titlurile în fotbal și nu mai se duceau către ele. Craiova s-a chinuit cu Steaua și cu Dinamo, Rapidu s-a chinuit cu Steaua și cu Dinamo, nu era... Era doar o lozincă, proletar din toate țările uniți. Ei se uneau săraci proletari. Numai că în tribune și aia erau mari generali de armată, de securitate, de... Aia influența, ei aveau puterea, de fapt. Ce Ceaușescu în decembrie 89, când face celebrele ședințe, CPEX și aia, nu discută cu clasa muncitoare acolo. El îi cheamă la raport pe generalul Iulian Vlad, pe generalul Gușe, pe alt și alt genea, pe Milea care să sinucide, cea mai departe. Aia este cupola puterii. Nu rapidul, nu clasa muncitoare, nu studențimea, nu cultura română. Da? Era o lozincă pe care o foloseau, da? Se și... erau multe bancuri pe vremea aia. Că, că trece cineva prin cartierul primă, deja aici stă Ceaușescu, aici stă... ce practic sunt vilele noastre, tovară zice, dar sigur ocupate de reprezentanții noștri legali. Noi ne la bloc, la etajul 10, în confortul 1 sau 2 sporit, dar și alea sunt tot ale noastre, că totul era al poporului. Poporul, da. Dar stăteau reprezentanții noștri. Acolo nu, rapid, n-a fost favorizată deloc ca și celelalte, în afară de cele de ministerele de forță. Și atunci, în, după, anii, deci după anii 60, când avem această performanță... Pe ei au titlul și pe pentru titlul. că au în sfârșit o foarte mare echipă, o echipă absolut fabuloasă. Practic este echipa care dă coloana vertebrală apoi, la, la Guadalajara 70. Cu Rică Răducanu, Dan Coie, Lupescu, Liță Dumitru Și Sandu Neagu. Practic e Scheletul e o echipă Formată din combinația uh, Rapid Dinamo Cei mai mulți Laiu Sădmăreanu, Fundașul Dreapta Și uh, Era Tătaru Atacanda era rezervă la națională În rest erau Rapid Dinamo Și posturile esențiale ale rapidiștilor. Bun, aici vedem că totuși în acel moment steau și un erau de puternice pentru că chiar, chiar titlul se joacă cu petrolul. Da. Uh... da pentru că după 65, după martie 65, lucrurile un pic se, uh, cu venirea lui Ceaușescu, se relaxează din punct de vedere al uh, dictaturii, dacă vrei să al, al măsurilor de constrângere. Nu avem obsedantul deceniu, cum zice Preda, anii 50 când te lua cu Volga de pe stradă și nu se știa dacă mai vii vreodată acasă, e cu totul o altă viață, e un regim comunist cu față umană și atunci se dă voie și la fotbalul liber, adică să câștige cel mai bun. Lucru care se va opri iarăși la începutul anilor 80 când iarăși se întorc și câștigă numai echipele puternice Steaua Dinamo care erau imediat urmate de Craiova. Nu, de Craiova, Ștefan da. Andrei susținea Craiova atunci. Da, dar nu. În anii 80 și 283 până în 89 dispare. Uh, Craiova ia ultima oară locul 2 în 83, mi se pare. Când au și performanța europeană. Performanța europeană, dar după aia vin Victoria și Flacăra Moren. În ultimii ani ai dictaturii, nu era de ajuns primele două locuri. Vine și Victoria, uh -huh. echipa miliției din București. Și Flacăra Moren și Flacăra tot a securității. A securității printr-un singur om. A dovadă ce putea, era un general care era născut la Moren și a avut acest orgoliu ca după Steaua Dinamo să vină și echipa din Moren, orașul lui. Da. Bine, trebuie să spunem că aceste echipe jucau pentru Dinamo, nu pentru Steaua. Cele trei da, deci, pentru Dinamo. Flacăra Moren și cu Victoria, Victoria erau ale lui Dinamo. Ale lui Dinamo. De, de altfel, se și creează în încercarea de a opri Steaua, de a bloca Steaua din titlurile pe care le ia... Pe Aveau rândul, și Dinamo Bacău și Dinamo Pitești, asta mai înainte. Mai înainte, mai dacă nu erau atât de obediente ca Victoria și ca Fl Din Dinamo pierde un titlu în 74, pierzând un meci decisiv la Dinamo Bacău. Cornel Dinu iese bătut de pe teren acolo, de o echipă care se numea Dinamo Bacău, bătut la modul propriu. Uh, nu, ce face Victoria și ce fac cei de la Flacăra e fără corespondență În anii 80 vom vedea, avem și acele ghete de aur uh... Spuneam de Ștefan da. Andrei și Universitatea Craiova, să știi că acolo a fost un ajutor cinstit, așa cum adică i-a ajutat să poată legitima niște jucători, i-a a avut o anumită protecție universitară de a... dar Ștefan Andrei n-a dictat scorurile de pe teren, așa cum Valentin Ceaușescu a făcut o finală a cupei, de pildă ne aminte, când scoate echipa de pe teren, nu mai vorbesc de ce face Dinamo, cu ghetele de aur, care nu erau de aur, cu victoria, cu... Nu, e cu totul altceva. Da, mă rog. Ne întoarcem la rapid. Ne întoarcem la rapid. Uh... Retrogradea, ia cupa în 72 cu Jiu, retrogradează. În 74, a treia oară. Din B, ia cupa României în finală cu Universitatea Creva, prima mea finală la care am și fost între... Cu cine a ținut? Cu Craiova. Cu Craiova a ținut. ținut? Păi da, e... Ne nu erați bucureștean? Ba, da, eram bucureștean, a. dar aveam 8 ani, nu era încă impactul Bucureștiului, eram încă copilul tatei, acasă, nu eram un bucureștian, că nu aveam cum să fiu. Eram un copil de... de curte, de apartament, unde tata... Cu Craiova, tata și fost student acolo, a terminat la Timișoara, dar a făcut mecanica la Craiova. Și sigur că cu Craiova, și vorbeam cu Naemane, a regretat-o Dumnezeu să-l odignească, care dă ambele goluri ale rapidului în finala din 75. Și spuneam acum câțiva ani, venise pe la ligă și spuneam cât, cât am putut să te urez, Nae, pentru golurile alea două, dar cred că am scris totuși cele mai frumoase pagini despre Naemane și despre acea finală am câteva texte pentru că fiind prima mi-a rămas puternic în minte, Craiova a condus cu 1-0, a avut uh, 1-0, a dat Oblemenco, marele fotbalist al Craiova și apoi Naie Mane care era un puști care făcea armata a fugit în semifinală în papuși de la spitalul militar, l-a așteptat uh, soția dincolo de gard cu un taxi și a venit repede și l-a băgat Nelum uh, Nelu Motro, care era antrenor, l-a băgat în echipă venind în halatul de la spitalul militar unde fusese luat în armată cu forța de, de armată, ca să zic așa. Naimanea, un fotbalist fabulos. Da, am ținut cu Craiova, bineînțeles. Și, bine, în acel moment, în acea finală, a jucat, a pe, în, acea, în, acel drum, a bătut pe Steaua, a bătut pe, pe Dinamo. Dinamo da. și da. da. Deci, practic, toate forțele și Stau, Craiova. Steaua, Dinamo și Craiova. Da. Pe Craiova era campioana Tanti, campioana da. din 74. 4. Da. Practic, a făcut ce a făcut Arieșu Turda cu ei, cu să ei Exact, da. că și Arieșu de îl pe toată lumea, la ceea ce ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru, pentru rapid. Pentru rapid Dar bietul Nae Georgescu n-a fost de ajuns în acea finală. În 77 retrogradează iar în B. Pentru mulți ani de data. Asta. Pentru mulți ani. Pentru șase Deși ani. Nu va mai face acea. Se mișcare spunea. ABA, cum spuneau. Deci se ei. spunea, da, că ești la ABA. Un da. A2 în B. Băi, în B. Că da, ABA se scria cu doi de cu B. De B. Ei un an, de totuși, da. în B. Acum au stat mai mulți șase. ani, șase ani. Acum uh, au acea uh, rivalitate, să spunem, cu Petrolul și Progresul, uh, pentru că erau echipe în B, și atunci. Uh, și care promovează în dauna lor. Promovează da? în dauna lor și promovează doar campioana a, uh, seriei, mă rog, okay, a, diviziei. Cred că serie, serie, erau era trei serii. Erau trei serii, deci a seriei... Ardeleană, Moldoveană și Țara, țara, țara românească, românească. mă rog, era o serie bucureșteană, în general, multe echipe din București. Și atunci, uh, Daia nu puteau să promoveze mai multe echipe, deși erau uh, destul de bune, apropiate, valoric. Iar uh, în anii 80, practic, uh, sunt uh, cred că cei mai slabi ani din istoria Rapidului. Da, pentru că intră, chiar dacă revină în 83, exact ce spuneam, practic dispare influența Craiovei, care era cea mai bună echipă, după părerea mea, a fost cea mai bună echipă de după război. Dispare, se stinge Craiova, dispărând acel pol de putere, Steaua și Dinamo împart totul. Și îmi par la modul concret, în sensul în care și un jucător de talent dacă era, era luat de oriunde, inclusiv țără de pildă, de la rapid, ajunge la victoria București. Rada este luat de dinamo că Rada ajunge la Craiova, dar cum ajunge? Craiova îl ia pe cămătarul de la craiova, dinamo, dinamo ia pe cămătaru de la craiova și atunci îi dă craiovei un jucător, dar nu de la Dinamo, să nu se strice echipa Creuzet, așa, îl dă pe Rada, pentru că se retrăsese la Brașov Costică Ștefănescu și îl ia pe Rada, care era un foarte bun fundaș, și îl dă Craiovei, urmând ca la Rapid să meargă Ion Marin aflat cel la sfârșitul Cariere. carierei. Deci Rapidul era cea mai păgubită, îi se lua și un jucător, primea unul, măcar Craiovei se lua un super jucător, dar primea totuși un jucător bun pe Rada. Nu. Deci, evident că în anii 83-89, rapid, nu avea cum. Și evident că retrogradează. În 89, iarăși am fost la meciul care a decis retrogradarea. Chiar Universitatea Craiova o retrogradează, învingând cu 1-0 gol Neagoie, actualul antrenor în Giulești. Am fost la meci. Acum, și... țineascu rapidul. Acum, ar refer. fi vrut să nu retrogradeze. Adică, a fost un meci foarte, foarte ciudat acolo, pentru că m Craiova avea nevoie de victorie ca să prindă cupele europene, Rapidul avea nevoie de victorie ca să nu retrogradeze. A fost un meci foarte, foarte complicat, sufletește, ca să spun așa, și mai mult decât atât, a fost un meci care nici măcar nu s-a tranșat, pentru că până la urmă e ca la operat. Bă, spunem, ce tre. Ia bisturiu și taie până la urmă, să vedem ce va fi. Nu. A fost un meci care a fost 0-0 până în 90 cu aproape, în repriza a doua, cu aproape la fiecare minut câte un atac periculos al fiecărei echipe, adică putea ba rapidul, ba Craiova să deschide. Mai treceau două minute, iar ocazie mare pentru rapid, iar ocazie mare pentru Craiova. A fost ceva infernal. Și până la urmă, Neagoie prinde un de undeva de la vreo 17 metri, jos, la bara din dreapta și Craiova câștigă 1 la 0, îl văd pe cârțul într-un plovor roșu, agitându-se și intrând pe teren, Craiova și obținea biletul de Cupa UEFA, rapidul cădea în Liga 2. Uh, Pusese elev la liceul Lazar, Piti și avea uh, povestea lui pe toate culoarele liceului și mergeam la poezia muzicii tinere, mergeam la câinele grădinarului, la Bulandra, după el el intra pe scenă cu un râ și țin minte Că ne-a spus acolo după un spectacol, o vorbă care a rămas celebră, era un grup de rapidiști și fete multe, și le-a zis uneia dintre ele, care încerc să plângă ca rapidul retrogradație, și le-a spus, nu mai plânge fată, dragă, până la vară nu murim. Și evident că vine revoluția și în vara următoare rapidul promovează. Bun, deci, acea e, această perioadă, de când v-am întrebat, întrebat la început de ce țineți cu rapidul, nu este o perioadă, anii 70 și anii 80, nu sunt chiar o perioadă favorabilă rapidului. Adică, dar pentru... n am ținut niciodată pentru că ți Am spus că țin da. cu Atletico Madrid, dacă voiam să-mi iau o echipă de putere și să -mi... dar n-am cum, sufletește. Okay. Da. Nu pot să țin cu Real Madrid, cu Barcelona, cu Manchester City și cu n-am cum. Deci, plus că a mai fost un factor și îmi place să le spun celor de la Clubul Aristocratic Rapid, totuși, sigur, departe de mine de a încerca cea mai firavă apropiere, că de comparație nu poate fi vorba cu genialul Adrian Păunescu, totuși Păunescu scrie, olteant fiind, imnul Rapidului și imnul Universității Craiova. Le scrie pe amândouă. Ambele echipe intră pe teren cu cântând versurile lui Păunescu Oltenia Eterna Terra Nova la Craiova și suntem peste tot acasă imnul rapidului rapidului, da Păunescu care totuși într-adevăr era oltean, dar era și un apropiat al puterii, deci putea să aleagă una dintre cele două echipe, da, dar nu poate era, mai mult steaua nu era da. așa, că dacă era apropiat al puterii, ar fi ales puterea, ori el când scrie imnul rapidului, rapidul e în liga 2, în divizia B el scrie imnul în 1978-79, când reușește, după încă o ratare de promovare, e un scandal mare în Giulești, lumea se străzi, se blochează Bulevardul Giulești, e aproape o revoluție. Acolo lumea e nebunită, e chemat el de către factorii de partid, el se urcă pe un, o mobilă de asta de molos, se demola o, o, clădire undeva și el se urcă, lumea îl înconjoară și el spune vă promit că oamenii vreau să meargă peste primăria, geam peste comitetul central, să vină în piață, să spună pentru că rapidul era efectiv furată și oprită de arbitraje și de jocuri de culise să promoveze și a spus, mergem și răsturnăm puterea că nu se mai poate. Și el a spus, facem în așa fel încât vă promit și el aduce niște jucători importanți la Rapid, de la Metalul, și Mulanski, ea de la Steaua, dacă nu mă înșel, pe Fane Popa, pe Ion zis face niște mișcări acolo ca să întărească echipa, dar nu se reușește promovarea. Atunci, abia în 82-83, când fostul antrenor al Craiovei, cu care Craiova elimină pe Leeds United, Valentin Stănescu, antrenorul primului titlu, eu caut să aduc argumente, să vezi cum se întrepătrund destinele acestor echipe. Antrenorul primului titlu al Rapidului, Valentin Stănescu, după părerea mea cel mai mare antrenor Inter, cu rezultate interne, dacă vrei, din România, e campion și cu Dinamo și cu Craiova, și cu Rapid, și uh, elimină Barcelona uh, cu Steaua, cu e Steaua. Al Rustelei. Uh, pentru că puțină lume știe că Steaua a mai bătut odată în, în anii 70, nu doar în finala de la Sevilla. Ei, uh, Valentin Stănescu se duce la Craiova, ia titlu, apoi uh, vine 82-83 la Rapid. După o escală la Dinamo, dacă nu mă înșel, vine la rapid, promovează pe rapid, deci el are și titlu și promovare cu rapid și am descoperit, am descoperit, sigur că l-am citit la vremea respectivă, că citeam sportul de 10 ori pe zi și este întrebat, sigur, ce înseamnă pentru tine neatinele rapid, cum te simți, zice ca peștele în apă, asta e giuleștiul pentru mine. Și ce dacă ar fi acum la Rapid, e un interviu în 83 în anul promovării Rapidului, pe cei șase ani de Chin, și zice dacă ar fi să iei un jucător, să-ți alegi, să ai puterea să alegi un jucător, să-l aduci la. dacă nu mă înșel, Ioan face acest interviu cu el, și să-l aduci la Rapid pe cine ai luat? Și Valentin Stănescu zice toată echipa Craiovei. Așa, apropo, și de valoarea pe care o avea Craiova. Da, era o echipă puternică și... Da, da, 8 jucători în echipei naționale. Da, adică până titulari. la... Probabil că până la mare echipa Stele a fost cea mai puternică echipă Cu în perioada a... a fost. Ande, cea mai... da. Eu spun ca valoare individuală și ca valoare a, a, a rezultatelor, fără să fie încununată de succes ca Steaua, Craiova, este superioară tuturor. Mm -hmm. Dovadă că lung și ungureanu Două dintre piesele ei la bătrânețe, luată de Steaua, și joacă finala din 89 de Cupa Campionilor cu Steaua. După... Înainte să trecem pe scurt la perioada contemporană după anii 90, tot la laser, că spuneați că era un focar rapidist, țineau oamenii cu copiii cu rapidul? Pentru nu că, de ce vă întreb, în anii 90 și 2000, în copilăria și în tinerețea mea, să spunem așa, lumea ținea cu Steaua, adică păi nu, rar aveai un dinamovist sau vreun rapidist. Nu, dar mă gândeam că toate Pitiș, că Pitiș era foarte popular chiar și da, la anii 90. Dar da. nu era, era rapidul, era tot o echipă de nișă la laser. Mm -hmm. Era Spiritul lui Pitiș care era mai puternic și, evident, că iubeau și Steliști, și Dinamovisia, pentru că era. Un e, exponent al generației tinere și tot ce făcea el era fabulos pentru publicul tânăr, dar nu rapidiști erau, steliști erau. Eu am avut în clasă doi rapidiști, un dinamovist și vreo 26 de steliști. În anii 90, revine, cum spuneați, în 90, da, 90, 90, după, 90 revoluție. după Revoluție, promovează Rapidul, în 93 este luat de George Cobos. Făceam așa, mă gândeam înainte să de emisiune că, că am avut, în mare parte, că am avut ghinion Rapidul, chiar și în perioada asta cu investitori, au găsit și de investitori destul de zgârciți, chiar și acum pare că nu. Șucu nu pare chiar dispus păi nu. Să arunce cu banii Da, adică nu, nu pare totuși că, are, că a are, un Manchester City sau un PSG are al una României și jumătate, da. totuși și are o filozofie care eu spun că e foarte corectă. Dar nu e chiar așa, să știi? El a cumpărat a plătit niște datorii de la George da, Copos asta din urmă, adică lui nu a fost chiar ușor, n-a venit pe la masa asta frumoasă albă aici, a zis ok, de aici începem, că văd că nu e nimic. De aici totul de la zero. nu, El a trebuit să plătească sute de mii, milioane din urmă. Alți bani foarte mulți a dat prin refacerea unui teren de antrenament, unui complex de fapt, acolo la constructorilor, unei baze, mai și mai corect spus. Apoi, jucătorii pe care îi aduce în doar un an și jumătate, vreo 30, dacă nu mă înșel, dacă îi adunăm pe toți. Sigur că. Dar nu, vedete, nu, pe care s-au plătit bani foarte mulți. La asta mă refer când da, spun că da. nu e la nivelul Copos care arăta uh, buzunarele goale. Da, dar da. era, era o vedetă, Pancu, la ea și când l-a luat Copos, o. nu, a devenit după a. aia. Adică eu cred că Petrila, că Rahmani, da. că Funșo Bangboie, că Iacob, că Borza mai ales, care abia a făcut 18 ani, pot deveni mari jucători într-un mediu dezvoltat corect. Noi vorbim astăzi uh, pentru că tu ești un pasionat de istorie. Sigur că în momentul în care uh, a apărut colonelul de la Bărlad, Alexandru Ioan Cuza, lumea a cam un colonel, cam fustangiu, cam neserios, căstorit din interes. Uh, e, astăzi noi știm ce a făcut Alexandru Ioan Cuza, că au trecut 150 de ani. Hai să vedem niște ani să treacă, nu foarte mulți, că la fotbal nu e, există răbdare, dar să mai treacă un sezon, două, nu mai mult, și să vedem cum se dezvoltă acest club. Eu cred că e pe drumul bun. Deocamdată, anii 90 și 2000, au însemnat tot în bun... Recul, recul reviriment, reviriment, două titluri, UFA, au mai fost UFA câteva cupe... UEF sfertul fantastici. de finală, cupa UEFA, iar, iar cădere... Da, chiar faliment, desfințare, de, a de la Liga... A, patra, cincia, a, cincia. A, cincia, a, cincia. a fost în patra acea echipă a lui Manoliu, după care, da. Da, da, ei, ei, se dezvoltă pe grupul clubului aristocrat, pe firma grupului aristocrat, pe societatea aia și intră din Liga 5 unde erau și frumoși și ai marilor orașe și a lui Manoliu, a FEC ul și ei cu mișcarea feroviară și acesta e trunchiul care e astăzi, cel venit din Liga 5. Ultima întrebare, pentru că timpul alocat Gata, emisiunii în fuce... s-a încheiat, Vreau să vă întreb ce este cu acest club aristocratic pentru că iar pare un paradox al Rapidului, Așa. o echipă cum vorbeam noi muncitorească inițial, o echipă care știm uh, cum este poreclită din cauza cartierului în care își uh, se, are sediu uh, și a fost ironizată. Sure. Și o nedreptate care îi se aduce în, în istorie, da? În fine, da, deci de unde bazinul, etnia bazinului respectiv este o. de suporter, este ironizată de rivali. Are și un club din 2000, un club aristocratic. Singura echipă. Din 2001. Din 2001. Singura echipă care are un club aristocratic. Pentru că chiar e aristocratic. E <laughs> ideea. De unde a apărut această medic? idee? Medicul se numește Mihai Cristian Pârvu, un medic uh, acum se apropie de 70 de ani, e un om deosebit, care a avut această idee împreună cu istoricul Cristian Troncotă, mare rapidist și el, cu alți câțiva rapidiști, între care, trebuie spus, Florian Pitiș, da? și care au avut această idee, uh, pianistul Dan Grigore, care a fost și președinte, care a fost și președinte de onoare al, uh, al clubului, Uh, au avut această idee de a forma un club aristocratic în sensul de a uh, reliefa exact originea aceea de la atelierele Grivița Excelsior din 1925, asociație sportiv-culturală Culturală. și atunci au vrut să recupereze și după părerea mea au reușit făcând un lucru unic, să dea această idee de noblețe, de singularitate, uh, de legătură. Cu o anumită parte a societății, pentru că, ce să vezi, Rapidul, având cea mai puternică galerie, nu avea nevoie să acopere partea aceasta socială a peluzei, o avea deja. Rapidu și în Divizia B, eu am fost ani de zile la meciuri, era o cântare prin spectacolul din tribune, cum e și astăzi, mai degrabă decât prin ceea ce se juca pe teren. Ori Rapidul avea nevoie de această uh, recunoaștere a originii ei uh, nu neapărat aristocrate, cuvântul e foarte bine găsit, a originii ei nobile până la urmă, pentru că vine, de fapt a vrut să se recupereze perioada unei românii curate, unei românii care era aristocrate. Sigur că avea tare lei acea Românie interbelică, dar deocamdată în uh, 200 de ani de existență a, țării noastre, nici atât măcar, că îi spunem din oms sau 61, îi zicem România, da. nu? Cam așa, par da. să 65 ceva din asta, da. Wow. Cuza îi zice. Cuza, da. Pe păi Cuza. Deci avem Neoficial. 150 de ani da. de România, da, că Ștefan cel Mare n-a în România. Nu. nu, nu era român. Nu era român, vorba vine, <laughs> da. da? Uh, perioada aia e cea mai prolifică și cea mai frumoasă din istoria noastră ca dezvoltare, ca emancipare perioada interbelică, da? E și România mare și România culturală și atunci ca să facă legătura cu momentul de origine, cu Big Ben, da? Explozia acestei lumi care înseamnă rapid, s-a creat acest club și cărei s-a zis aristocratii și care reunește și astăzi marziariști, oameni de artă, ofițeri, rapidiști, pentru că sigur că lucrai la armată sau lucrai, dar erai rapidist în în uh, miniștri, ministri miniștri. și așa mai departe. Domnule Mitran, vă mulțumesc, mulțumesc mult eu. și vă mulțumesc pentru, pentru participare. Mai aveam subiecte de vorbit, da, mai venim. dar vă mai așteptăm exact în studioul RFI. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!